Bună, dragile mele, bună, dragii mei, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a podcastului lui Radu Prisecaru. Pentru că este vară, este frumos, toată lumea dorește să petreacă cât mai mult timp afară. Astăzi vreau să discutăm despre o problemă pe care foarte mulți dintre voi m-ați întrebat și am primit astfel de întrebări și pe adresa podcastului, dar și între prieteni, am discutat de foarte multe ori acest lucru, despre cum este mai bine să gătim când facem grătar. Și aici sunt câteva întrebări care pe mine cel puțin mă macină, pentru că am auzit tot felul de informații și pentru a le confirma sau a le infirma sau a vedea efectiv cum este cel mai bine să facem acest lucru, am invitat un specialist, bunul meu prieten, cred că și a vostru de acum, pentru că am mai făcut câteva emisiuni împreună, Bogdan. Bine ai venit, Bogdan, bine ai revenit. Da, bine te-am găsit, Radu, și mulțumesc încă o dată pentru invitație. Și subiectul este generos. Este, mai ales când e vorba de grătar. Acum, hai să o luăm puțin. Care ar fi diferențele între gătitul la grătar și gătitul, să spunem, normal, la plită, pe partea asta? Care ar fi diferențele din punctul tău de vedere? Păi, în primul rând, diferențele sunt foarte mari, dar o să încep prin a spune câteva cuvinte despre de ce avem noi oamenii așa o predilecție pentru grătar, pentru că la noi, mai ales la români, dar nu numai peste tot, există o predilecție pentru a grătări. Acest lucru, cred că, cel puțin din punctul meu de vedere, vine din ancestralitatea noastră, pentru că oamenii în trecut se adunau în jurul focului și, nu știu, era o comuniune între ei. Era și o parte socială. Era partea socială, da, exact. Mâncau, făceau carne pe grătar, vânau și în felul acesta, practic, se stabileau relații. În felul acesta, cred că s-a clădit și societatea în jurul focului. Acum, revenind la de ce este sau de ce nu este bine să gătim la grătar în anumite moduri sau care e diferența față de alte tipuri de gătit, în primul rând, expunerea directă în foc. De-aia am adus aminte și de oameni din trecut, pentru că acei oameni nu expuneau carnea în foc, cum se crede. Chiar m-am uitat și am studiat puțin fenomenul. Ei, practic, încingeau pietrele din jurul focului și găteau carnea pe acele pietre încinse. Nu expuneau carnea în foc, cum o facem, din păcate, noi astăzi. De fapt, de acolo sunt problemele. Deci, în momentul în care gătim într-o tigaie sau în orice alt vas, practic există o suprafață între foc și produsul alimentar, în special carnea. În momentul în care o expunem carne direct în flăcări, atunci apar nenorocirile. Și când vorbesc de nenorociri, mă refer în special la două substanțe chimice cu potențial toxic, și anume aminele. Sunt o serie de substanțe numite amine heterociclice, care se formează în acest fel, și compuși policiclici aromați, care tot la fel se formează în momentul în care carnea este expusă la foc și mai ales în momentul în care din grăsime se scurge practic pe acel lemn sau, nu știu, cărbune și fumul acela impregnează din nou carnea. Practic, atunci, în felul acesta, obținem un preparat, să zicem așa, toxic. Important este și timpul de expunere și mai mult decât atât, contează cât de tare este înnegrită carnea. Eu le recomand tuturor, în momentul în care văd că grătarul, practic, nu știu, a ars prea tare carnea, să nu mai mănânce, pentru că acolo de fapt este problema. Contează foarte mult timpul de expunere, dar contează foarte mult și felul în care este pregătită carnea înainte de a fi pusă pe grătar. Și aici vreau să zic că foarte important este să avem în vedere să expunem carnea înainte de a o pune pe grătar unor substanțe care ar putea să minimizeze producția de astfel de substanțe toxice, așa numită marinare. Ai auzit? Cred că de marinare și cred că toată lumea știe, 30 de minute înainte, carnea, dacă o marinăm într-o soluție acidă, am putea folosi, de exemplu, acid acetic, adică oțetul, sau am putea folosi, nu știu, chiar și berea, chiar și sucul de lămâie și mirodeni, ierburi aromate. S-au făcut și studii și s-a arătat că, de exemplu, rozmarinul, dar și alte ierburi aromate, au capacitatea de a reduce cu până la 70% producția de astfel de substanțe toxice care sunt produse în timpul gătirii pe grătar. Deci, până la urmă, iată o simplă plantă, dacă adăugăm în, în rețeta noastră, putem să nu avem problemele astea. Da, minimizăm foarte mult riscul. Asta e.
Da, acum hai să nu fim chiar așa de grav. Este ceea ce spui, pentru că așa sună, adică lumea nu o să mai mănânce grătar de acum. Nu, și deci, nu cred că asta e ideea. Nu asta vrem, să nu vrem să speriem oamenii, pentru că nu asta și, nu știu, cred că important este să oamenii să conștientizeze că trebuie să gătească corect la grătar, pentru că dacă timpul de expunere este suficient de mic și nu este arsă carnea și dacă este marinată bine înainte, chiar am putea obține un produs ok, adică bine. Evident, sunt niște mici riscuri inerente, dar în viața asta nimic nu este sigur, doar dacă stăm în vârf de munte, nu știu, și mâncăm plante din acea zonă și respirăm aerul ăla curat. Clar că vor fi mici riscuri, dar mult mai mici în comparație cu carnea grătită și mai ales dacă vorbim de preparate din carne. Eu mai degrabă recomand carnea cum este ea, așa, ca atare, deci să nu folosim, sau este bine să folosim carne și nu preparate din carne, pentru că acelea mai conțin și ele tot felul de alți aditivi și așa mai departe. Deci să folosim, de exemplu, carnea cum o cumpărăm din magazin, o tăiem bucăți mai mari, este foarte important, pentru că dacă sunt bucăți mici se și deshidratează în momentul în care o gătim pe grătar. Și să evităm pe cât posibil produsele preparate, pentru că acestea mai conțin nitriți, nitrați, pentru, bineînțeles, pentru a menține acel produs pe raft. Deci dacă ne vrem să ne facem mici, să zicem mititei, ar fi mai bine să luăm noi și să o preparăm noi, adică să tocăm carnea, nu să cumpărăm acei mici gata făcuți. Este, din punctul meu de vedere, un sfat bun, pentru că acolo sunt tot felul de compuși și tot felul de aditivi. Spune-mi, te rog, până la urmă, din ce ar fi cel mai bine să facem mici, dacă bun, să spunem că îi facem noi. Din acasă. Ce ar fi cel mai bine? Da, după gust sau ar fi de preferat un anumit tip de carne la un anumit animal? Am înțeles. Nu, deci aici depinde și de gustul fiecăruia. Eu înțeles să recomand să fie făcut cu mai puțină grăsime, adică să avem o cantitate de carne de vită puțin mai mare, poate și carne de porc un pic mai puțină, pentru că cu cât este mai gras un mic, cu atât nici gustul său nu mai este la fel de bun, dar și o cantitate foarte mare de grăsimi saturate pe care noi le ingerăm. Deci să fie o proporție, să spunem, nu știu, două treimi carne de vită și o treime carne de porc, sau dacă sunt oameni care, nu știu, preferă carne de oaie și aceea este foarte bună, nu e nicio problemă, doar practic acești mici practic au o origine, ca să zic așa, din zona Turciei. Ei au venit cu această, cu acest preparat, practic, erau numiți cârnați fără mațe, adică nu aveau acea structură în care știm noi prea bine cum fac gospodinele noastre cârnații. Practic, ei vin de pe filiera asta turcească și sunt, nu știu, acum au fost foarte bine asimilați la noi în cultura asta românească, sunt foarte plăcuți, ca să zic așa, la grătar. Dar dacă îi facem noi acasă și, bineînțeles, este foarte important să maturăm carnea corect. Un lucru pe care vreau să-l precizez este faptul că o carne maturată este și mai ușor de digerat. Asta ce înseamnă? Că multe persoane, mai ales la noi, deci după ce sacrifică animalul, practic foarte repede și consumă din acea carne. Nu prea este indicat din mai multe puncte de vedere. Odată, pentru că în momentul în care carnea nu este maturată suficient, este foarte greu de digerat. După ce stă câteva zile la maturare, ce se întâmplă? Glicogenul din mușchi se transformă în acid lactic și acel acid lactic predigeră carnea respectivă și o face mult mai ușor de digerat. Și dacă o mai și marinăm, deja este mult, mult, mult mai bine. Deci, maturarea și marinarea cărnii contează foarte mult. Și bineînțeles, în momentul în care o punem pe grătar, să nu expunem foarte mult în foc. Eu recomand unora care fac grătar zilnic sau, mă rog, foarte des, să folosească sunt foliile de teflon, nu știu dacă ai auzit, da, prin comerț, care practic se pune peste grătar și în felul acesta nu lasă ca acel produs să fie expus direct în flăcări. Deci în felul acesta practic prevenim producerea acelor substanțe de care spuneam la început. Așa cred că am făcut până acum pește, de exemplu. Da. Am pus la grătar și era foarte bine pentru că păstra și sucul respectiv, înveleam peștele, de aceea folie vorbești sau ceva în plus? Nu. Aia de aluminiu sau teflon? Folia de aluminiu, o întrebare foarte bună. Folia de aluminiu e problematică. Nu, există, exact așa se cheamă. Sau tot cine e interesat poate să caute pe Google folie de teflon. Este neagră așa la culoare. Ah, ok, deci o pui pe grătar. Da, o pui pe grătar și acolo poți să pui pește, poți să pui orice tip de carne. Practic, în felul acesta nu se scurge grăsimea în foc și în felul acesta grătarul este de enorm mai bun. Deci, de enorm mai bun.
Dacă vorbești de folia de aluminiu, e cu totul și cu totul altă poveste și asta poate fi chiar problematică. De ce? Pentru că aluminiu este o substanță care are un anumit grad de toxicitate pentru corpul nostru. Chiar și cei de la OMS au zis că undeva la 1 mg pe kilogram corp, dacă depășim această doză, chiar este neurotoxic, în special pentru celula nervoasă, pentru creier. Și atunci este bine să ne ferim, pentru că momentul în care folia de aluminiu este periculoasă este momentul în care este încălzită și într-un mediu acid. Adică dacă avem acolo și niște roșii, nu știu, un peștele ăla cu niște roșii sau alte... Dacă punem, știi că se mai pune o lămâie sau ceva, deci atunci chiar n-ar fi bun. Nu. Deci atunci chiar acel aluminiu intră mult mai bine în... Sunt studii care arată asta, că intră mult mai bine în... Deci să nu confunde lumea folia de teflon cu folia de aluminiu care... nu prea este indicată. Deci, atâta vreme cât este la rece, nu prea ar fi o problemă. Adică dacă împachetăm ceva, poate n-ar fi așa o problemă. Cum sunt și pungile astea, că majoritatea sunt în aluminiu. Dar în momentul în care gătim sau dacă avem o tigaie din aluminiu, este bine să nu o folosim. Pentru că aluminiu, cum spuneam, la temperatură și în mediu acid, impregnează, practic, produsul alimentar și, cum spuneam, la o doză mai mare de expunere ne putem trezi cu... S-a constatat că și bolile neurodegenerative au practic ca și au găsit practic la cei pacienți aluminiu în celula nervoasă, în creierul lor. Deci ar trebui să avem grijă cu partea asta. Da. Bun. Hai să vedem puțin și... Ai vorbit foarte mult despre carne, dar hai să vorbim puțin și despre legume, pentru că sunt și, este grătar și de legume. Da, sigur. Și încurajez, bun, nu? Încurajez acest lucru. Da, da, este binevenită întrebarea, pentru că un grătar bun, din punctul meu de vedere, conține, bineînțeles, carne, dar conține și legume. Și hai să zic partea bună a lucrurilor. Legumele nu elimină acele substanțe de care spuneam, din carne, deci acele amine heterociclice care sunt mama problemelor. Deci dacă facem sau dacă optăm pentru un grătar și avem o porție de carne și alături generos legume, deci practic cumva efectul nociv al acelor substanțe, indiferent cât de bine am face grătarul, tot acolo sunt niște substanțe care clar că au niște probleme. Dar în momentul în care servim acel grătar sau mâncăm acel grătar alături de niște legume, clar deja ne-am îmbunătățit foarte mult calitatea acelei mese. Pentru că în felul acesta, antioxidanții care se găsesc în acele legume, fie că vorbim de, nu știu, broccoli, fie că vorbim de dovlecei la grătar, de ardei și așa, în special ardeiul care conține foarte multă vitamina C și chiar dacă îl facem la grătar, chiar dacă este expus la temperatură, în interiorul lui tot rămâne un pic crud și în felul acesta ne aducem aportul de antioxidanți. Deci legumele sunt foarte ok, ciupercile iară sunt foarte bune de pus la grătar sau chiar tofu se poate pune sau brânza halloumi. Acum mai nou se folosește și această brânză. Românii acum de câțiva ani, mulți chiar mă întreabă și pe mine când vin la cabinet, domnule, este bună sau nu această brânză? Da, categoric este bună. Deci este o opțiune. Putem avea opțiune în momentul în care facem grătar. Și în felul acesta, cum spuneam, și calitatea produsului alimentar, acelei cărni, este mult mai ok, pentru că nu vom avea numai dezavantajele, vom avea și avantaje. Tu spui că cel mai bine este să nu expunem în primul rând carnea la foc deschis. Da, deci să așteptăm chiar să se facă jarul. Să așteptăm să se facă jarul, dar să nu, să vedem că practic nu mai există nicio flacără arzând în acel grătar. Așa, și atunci putem pune carne. Foarte important să curățăm foarte bine grătarul de toate impuritățile. Asta dacă expunem carnea direct, să spunem că nu vrem să punem folie, facem sistemul clasic. Să curățăm foarte, foarte bine grătarul de acea zgură negricioasă, pentru că, cum spuneam, dar nu numai la grătar, orice este negru în alimentație când ars, nu este bun de mâncat. Asta e ca o regulă pe care lumea trebuie să o știe. Apoi, ai văzut că unii oameni și fac bine ceea ce fac, dau foarte bine, curăță foarte bine cu o piere de sârmă. Da. Pentru că în felul acesta toată zgura este înlăturată. După ce l-am încins bine, atunci putem pune carnea. Ce este important de știut, dacă o punem direct, cum spuneam, să nu ardem. Deci să aibă o culoare maronie și nu neagră.
Deci să nu expunem până când este arsă. Pentru că atunci... Da, da, știi cum, de obicei nu se gătește în interior. Pătrunde. Da, nu se pătrunde. Cum am putea face așa. Să... Pentru că este problema asta. Aici este, practic, sunt mai multe tehnici, adică să folosim grătarul doar să-i dăm față și după aia să o terminăm la cuptor, dar bineînțeles că asta nu ne permite, mai ales când suntem undeva. Dacă suntem acasă și avem un grătar cu cuptor, putem face asta. Asta ar fi cea mai bună variantă. Dar dacă nu, preferabil să o gătim chiar să rămână puțin medium, zic eu, așa da. Cum zic englezii. Nu neapărat well done, să fie medium, în sensul că să putem vedea în interior roziu, culoarea rozie. În felul acesta, practic, pentru că ce se întâmplă? Prin gătire, colagenul coagulează. Și cu cât coagulează mai tare, cu atât și acea carne va fi și mai greu de digerat. Cu cât este mai puțin făcută, ca să zic așa, dar nu crudă, cu atât este și mai ușor de digerat. Deci ea trebuie să fie gătită, dar nu gătită până la supragătire. Asta vreau să zic. Să rămână puțin rozie în mijloc. Asta ar fi sfatul meu. Știi că americanii mănâncă foarte mult carne de vită la grătar. Așa. Noi nu prea. Noi tot cu purcelul sau... Purcelul, da. Da, da. Sau puiul. Mai puțin vita. Care ar fi mai bun, să spunem, din punctul ăsta de vedere? Carnea de vită e dietetică. Asta ar fi prima observație. La fel și carnea de pui. Carnea de porc este pentru cei care nu prea țin cont de siluetă. Dar sunt bune în fiecare. Acum depinde și de gusturile fiecăruia. Dar dacă dorim, dacă suntem la dietă, este bine să mâncăm carne de vită sau de pui. Dacă nu ne pasă, putem mânca și de porc, liniștiți. Deci contează foarte mult cum o gătim. Nu contează carnea. Asta este problema. Să o maturăm corect, adică să fie o carne maturată, să nu fie o carne proaspătă, adică de la un animal care tocmai a fost sacrificat, ca să nu se înțeleagă greșit, să o marinăm bine și să o gătim, nu să o ardem. Deci, una este să o gătim, alta este să o ardem. Știi că sunt acum în tot felul de magazine, tot felul, carnea deja pusă în tot felul de sosuri. Da. Ar fi bune acele sosuri? Știm din ce sunt ele făcute, acele sosuri? Da, e foarte important de specificat aici că acele sosuri, sau multe dintre ele, hai nu toate, au și adaos de zahăr. Ca majoritatea lucrurilor care sunt în comerț. Și, practic, n-ar fi indicat. Mai bine să cumpărăm carnea de la un producător de încredere, de la o hală. Să ne facem noi, eventual, da. Sosul propriu. Exact. Cel mai bine. Chiar și, sau uite, îți spun iarăși un lucru. Multă lume folosește și maioneza, știi? Iarăși, nu prea recomand, pentru că este extrem de caloric. Mai degrabă folosim un muștar, un sos tzatziki și așa mai departe. Sosurile acestea care le cumpărăm din comerț sunt foarte calorice, au zahăr, au și alți aditivi, deci este bine pe cât posibil să le evităm. Mai bine, cum spuneam, nu știu, ne facem un sos tzatziki, este și foarte bun, are și usturoi, merge, se pretează la grătar și salată. Chiar și muștarul, muștar Dijon, care nu are foarte multe calorii, deci are destul de puține, deci e mult mai ok din punctul meu de vedere. Ok, hai să te întreb o chestie mai delicată acum, pentru că au fost tot felul de zvonuri, cum că carnea la grătar ar produce cancer, că cine știe ce boli, de ficat, de stomac. Până la urmă, care e adevărul? Da, a fost un studiu și este un studiu făcut de cei de la Minnesota, în care au introdus în studiu, cred că undeva la câteva mii de persoane, s-au făcut un studiu pe 9 ani de zile și au observat că producerea a crescut incidența tumorilor, mai ales de pancreas, în momentul în care au consumat produse, dar care era ideea? Exact ce spuneam la început, modul în care este gătit, pentru că expunerea îndelungată la foc, vă spuneam, asta este problema cea mai mare. Și asta, măcar cu asta să rămână cei care ne urmăresc astăzi, cu această idee că dacă îl gătim corect și îl mâncăm alături de un dressing corect, de o salată și așa mai departe, care conține acei antioxidanți și fitochimicale, îi practic minimizăm riscul acelui grătar. Deci asta este foarte important. Modul în care îl gătim și cu ce îl mâncăm alături acel grătar. Bun, să spunem că, de exemplu, am ars carnea. Ai spus că cel mai bine ar fi să o dăm deoparte. Dar dacă, na, s-a întâmplat cu toată carnea care aveam pe grătar, nu putem să o aruncăm acum pe toată. Putem să dăm anumite bucăți deoparte? Putem? Da. Adică cum am putea, exact, să asta spunem, facem. Să... asta trebuie făcut? Da. Exact, să dăm partea aia arsă deoparte. Dăm partea aia arsă, exact. Foarte, ai intuit foarte bine și cred că asta fac și mulți și sfătuiesc și încurajez. Dacă au fost, de exemplu, neatenți, poate au mai avut o bere în plus. Sau... Da, se întâmplă. Deci atunci... Trebuie 2 minute și se arde până la urmă. Mai ales dacă iute focul. Exact.
Și atunci, da, este bine să... De-aia e bine, eu încurajez să cumpere acea folie, pentru că, într-adevăr, riscul de a o arde e mult mai mic. Dar dacă totuși s-a întâmplat, da, deci luăm un cuțit și toată partea aia care este arsă o aruncăm. Nici măcar la animale n-aș da așa ceva, îți spun sincer. Adică acea carne arsă. Ok, bine de știut. Da. Dacă mai sunt alte posibilități de a limita, să spunem, efectele câteva, care nu sunt foarte multe negative ale grătarului. Da, nu, deci să nu înțeleagă lumea, noi încurajăm să mănânce grătar, este clar o, nu știu, o, să zic așa, o masă care poate fi servită în familie, cu prietenii, cu rudele și așa mai departe, dar trebuie să fim atenți. Cum am mai putea limita, pe lângă folie, pe lângă faptul să nu expunem grătarul, pe lângă marinare, ar mai fi de precizat faptul că un grătar corect este un grătar care este făcut în ticte, deci să nu grăbim procesul ăsta de gătire, adică ne apucăm, facem repede totul pe fugă, dar trebuie să-l facem în tihnă și este foarte important chiar și cel care se expune atunci când face grătarul să nu fie aceeași persoană, pentru că poate sună paradoxal, dar așa sunt practic, așa sunt datele, asta arată studiile, chiar și cei care gătesc grătarul și se expun la acele substanțe nocive, se expun destul de mult și hainele ar trebui spălate ulterior. De aceea, o persoană care gătește grătarul, doar ea, practic se expune foarte mult. Ar trebui să se mai schimbe din când în când, să mai vină și altcineva să ia locul. Deci nu aceeași persoană să fie omul de serviciu, cum ar veni. Da, hai să te întreb, pentru că am avut câteva discuții cu câțiva prieteni, referitor la lemn. Lemn. Pentru că la un moment dat aveam niște lemn care fusese tratat, nu mai știu exact cu ce, și mă gândeam dacă să-l folosesc sau nu pentru grătar. Sfatul tău care ar fi? Să-l folosesc sau nu? Nu. Deci orice lemn care este tratat, vopsit sau lăcuit, nici vorbă de folosit pentru grătar, pentru că, bineînțeles, că la asimilare acele substanțe, mai ales lemn, absorbe foarte bine. Și a asimilat acele substanțe și așa, în momentul în care el arde, degajează o serie de compuși cu potențial toxic, mai ales dacă vorbim de lacuri, vopsele și alte substanțe, categoric nu. Deci e bine să evităm. Dragile mele, dragii mei, stați aproape pentru că luăm o scurtă pauză, dar vreau să te provoc, Bogdan, să ne spui din punctul tău de vedere când este cel mai bine să mâncăm grătarul, cam în ce perioada anului. Revenim, dragii mei.